Județul Tulcea și Delta Dunării se pregătește să devină un loc în care demarează o grămadă de șantiere. Vorbim despre, în primul rând, despre pod, dar vorbim și despre dezvoltarea aeroportului și altor obiective, a drumului expres Constanța-Tulcea și așa mai departe. Care dintre aceste proiecte credeți că ar trebui realizat mai repede și cu prioritate și, eu știu, care sunt provocările cu care vă confruntați în acest moment? Chiar nu știu să spun exact care ar trebui făcut mai repede. Toate sunt importante, dar totuși cred că prioritar și cel mai dorit sau cea mai dorită investiție pentru județul Tulcea rămâne podul de peste Dunăre. Este un deziderat pe care și l-au dorit tulcenii și simt, sunt de vorbă cu oamenii, că ar fi o prioritate și o mulțumire extraordinară dacă această investiție s-ar face cât mai repede posibil. Tot la fel de importante sunt și celelalte investiții pentru noi, care le avem într-un stadiu avansat și eu chiar sper ca majoritatea din cele care le număr să înceapă efectiv ca și execuție până în vara anului viitor. Și aici mă refer la Spitalul Județean, care are o investiție alocată de peste 40 de milioane de euro, aeroportul din Tulcea, la fel, care are, mă rog, două proiecte depuse și suma lor este de 14 milioane de euro. Este un proiect pe care nu l-am enumerat niciodată, am avut rezerve să mă pronunț, dar știu că este viabil, se va întâmpla. Este vorba de un proiect pe mobilitate prin care noi vrem să schimbăm navele de transport persoane și marfă în Delta Dunării cu nave noi, ecologice, care să respecte standardele pe care le impune Comisia Europeană. Și aici investițiile sunt de 30 și 40 de milioane de euro, nave noi, flexibile pe ceea ce înseamnă transportul de pasageri și marfă în Delta Dunării. Să nu cumva să uit că nu m-ar ierta nimeni dacă aș face acest lucru. De asemenea, pentru tulceni este extraordinar de important și este o mândrie Faleza și portul Tulcea, cum spunem noi. Eu cred că într-o lună de zile avem cererea de finanțare depusă și la fel portul Tulcea, eu sper să înceapă ca și execuție efectivă, cum spunem noi, să vedem primul utilaj care sapă muncitorii pe faleză în primăvara anului viitor. Când sperați să fie acest proiect gata, dacă tot vorbeam de faleză și de port? Proiectul este gata. Deci nu avem... A realizat, eu estimez, minim 2 ani pentru un constructor harnic. Dacă nu avem un constructor harnic, s-ar putea să ducă 3 ani, dar normal, la un volum imens și cu lucrări hidrotehnice speciale, așa cum se cere din portul Tulcea, eu spun că 2 ani sunt necesari pentru o așa execuție, pentru așa investiție, de altfel. Vorbind despre pod, acolo deja a început descărcarea hidrologică, este un prim pas important. Care ar fi următoarea etapă importantă și când sperați că aceasta va fi realizată? Hotărârea de guvern, al doilea pas important, este hotărârea de guvern de săptămâna aceasta. Ea trebuia să fie dată săptămâna trecută și se referea la culoarul de exproprieri de pe traseul podului de la malul Brăilei până la Jijila. Este un traseu, mă rog, un culoar, să spun. Această hotărâre de guvern este necesară pentru că în spatele ei stă și transferul terenului de la Jijila și de pe malul Brăilei, deci pe cele două maluri unde se sapă pilonii de care se leagă cablurile suspendate ale podului. Deci impedimente nu ar fi. Sper ca toți cei cu care stau de vorbă zilnic, pentru că zilnic am discuții pe tematica podului, să nu mai găsească, eu știu, vreo altă chichiță, ca să fiu mai clar. În momentul de față se lucrează asidu pe descărcarea arheologică. Cei de la Direcția Silvică din Tulcea au spus că dacă trece hotărârea de guvern, soluția s-a găsit ca defrișarea să aibă loc în 2 zile și atunci noi sperăm ca data de 10 pe care am pronunțat-o și astăzi să fie, nu numai eu, preludul de la domnul director general Neaga, să fie ultimul document care să dea liber din toate punctele de vedere la execuția podului de peste Dunăre.